Bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal, astăzi ne jucăm Dreadnought. Înainte să începem acest video, vreau să vă spun că acest video este sponsorizat de cei de la Greybox, cei care au făcut acest joculeț și le mulțumim foarte mult pe această cale că au dorit să sponsorizeze acest video. Noi am mai făcut în trecut un video cu Dreadnought și o să mai facem și acum. Jocul este absolut gratuit, o să vă las și un link în descriere. De asemenea, jocul este gratuit și pe Steam, îl puteți downloada, mi se pare, și de pe Google, de pe alte platforme, dar intrați pe Steam, vă faceți cont imediat de Dreadnought, că faci un cod de Dreadnought și te joci. Haideți să-i dăm play și să ne jucăm, să vedem cum stă treaba. Văd aici că nu știu pe care pot să mă joc. Pot să mă joc pe ăsta? Da. Uite că pot să mă joc pe pe care mod vreau eu. Nici nu știu pe care să mă joc. Cred că o să mă joc pe Conquest ăsta. Din câte știu, Add Ship to Field. Bă, o am pe asta de Tier 4, Tridentul ăsta, mi se pare, e șmecher tot, ești nebun, Tridentul, așa se cheamă. Bine, pot să mai cumperi și alte nave. Ok, play, hai să vedem în cât timp ne găsește și un match. Sper că nu va dura mult, pentru că chiar vreau să ne jucăm. Noi ne-am jucat și în trecut și, să fiu sincer, este un joc interesant, mai ales dacă ești pasionat, să zic așa, de lucrurile astea, ca și navele și bătălie între nave, știi? Înțelegeți voi ideea. Oh, și aparent începe și meciul. N-am așteptat foarte mult, undeva la aproape un minut, dar am zis să nu vă plictisesc. Hai să vedem. Chiar sunt tare curios cum este nava asta. Nu cred că am jucat cu ea vreodată. Adică n-am jucat sigur. Bine, eu am luat și un DLC, gen, ei mi-au dat și un DLC mișto, nu l-am luat, scuze. Și văd că mi-au dat și foarte mulți bani în joc, unde să pot să-mi cumpăr nave. Da, mă rog, eu aș aprecia enorm să intrați și voi să downloadați acest joc, pentru că mă ajută și pe mine și chiar este un joc interesant, adică nu mănâncă cat. Eu nu fac video-uri sponsorizate la jocuri sau aplicații care mie nu mi-ar face plăcere să mă joc. Adică nu pot, acum să-mi fac reclamă la tampoane, pentru că n-are rost, n-ar avea niciun... Am mai primit oferte să fac la diferite lucruri și n-avea niciun rost, adică am refuzat pentru că nu și are rostul, frate. Să faci la ceva ce tu nu te-ai juca. Hopa, și uitați, noi suntem cu Tridentul Bercea. A, uitați, suntem aici cu băieții. Cum dau ready? Ready. Ia uite-o, mă, mâncați așa. Deci față de data trecută este mult mai mișto, frate. Adică mi se pare mult mai mișto. Nu e așa? Zic bine? Față de celelalte. Nu știu ce n-aveau ăștia, dar... Bă, oricum, aș mechere ca a mea, nu cred că e oricum. Știi? Ia să vedem. Oh, și ne-au dus direct. Hai la bătaie. We've linked our territory to our allies. All allied ships be advised. Get them before they get us. Țin minte că... Cum făceam? Nu mai știu cum făceam. Aha. De pe asta ne făceam așa. Ia să vedem dușmanii, unde sunt dușmanii noștri. Bă, ești prost! Câta racheta! Deci asta are și abilități speciale, știi? Asta e mișto față de celelalte nave. Cu toată viteza înainte. Ia să-i dăm aici. Increase your... Hai să o dăm pe asta, să ne mărim boost-ul cum ar veni, știi? Să ne ridicăm și în sus dacă tot ne-am dus. Băi, eu de ce am tras cu 2-ul? Adică nici nu trebuia să trag cu 2-ul, dar mă rog, sunt un dobitoc. Am apăsat 2 din greșeală, scuze. Dă-i din nou cu boost-ul. Ok, hai să vedem. Dacă vedeți voi ceva, anotați-mă și pe mine. Așa. Bă, sper să nu tragă mine. Opa, cineva trage mine. Doamna, vă șmecher, ești nebun. Autole, ia ce trage. Ia, fiți atent aici. Dar nu știu dacă trage în ăla, gen. Hai, hai. Hai că-l dau jos, hai că-l dau jos, hai că-l dau jos. Mamă, ce m-a cocoșat fraierul ăsta. Dă-i cu el. Asist. Am luat asist, dar m-a lovit și pe mine. Nu, nu trebuia să se întâmple treaba asta. Nasol de tot. Ok. M-a omorât Milogo. Hai să mergem înainte. Mai avem 5 secunde până la...
3, 2, 1 și ne respawnează băieții înapoi. Pentru că avem nevoie de treaba asta. Ok, hai să dăm space. Cu viteza înainte. Sper numai să nu mă lovesc. În cine trage? În colegul meu. A, ăsta trage. Ia uite-l ea. Ia, ăsta parcă ne și teleportează, gen, știi? Mamă. Jos, 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 jos. Aoleu, a trebuit să în jos, că ăștia trag. Mamă, ce m-au ciuruit aici. Sunt nebun la cap. E nasol de tot. Nava asta încă nu știu eu bine ce face, știi, și... Asta e problema, cum ar veni. Dă-i, 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 dă-i. Ia uite, ăsta, dacă vă uitați, îmi dă heal. Perfect, ia să vedem. Așa. Ce dai mă în mine, nu știi să înjuri? Băi, e bine că îi conducem totuși, știi? Dar e nasol, frate. Dar rachetele ăștia oare unde se duc? A, în ăla, fii atent și tu, că se duc în el. Reloading. Hai, hai. Stai așa, să mă ridic în aer, să mă ridic, să mă ridic, că dacă trage la 2-3 capoace de la mine, mă cam îndoaie, dacă știi cum zic. Băi, nava cu care m-am jucat data trecută a fost mult mai ok, zic eu. Ia să vedem. Dar e mișto asta, știi, că se duce în aer. Dar am și un kill măcar. A, am un kill. Full power înainte. Ok, hai că am mai distrus un prost. Dă-i în el, dă-i în el, dă-i în el, dă-i în el, dă-i în el. Hai că pe ăsta-l dau jos. A, ăsta are navă ca a mea. Ok. Și am luat și un assist. Deci, v-am zis, jocul este chiar interesant, părerea mea. Adică, eu chiar zic că merită, știi? Să-l descărcați. Mai ales că este și gratuit, adică nu e ca și cum ai da bani, știi? Dacă știi cum zic, reloading. Bă, dar nu ajung gloanțele mâncate. Ai, frate. Du-te, băiatul meu. Ne teleportăm, știi, să stăm puțin mai liniștit, să zic așa. Bă, văd că stau cum se apropie de tine, cu atât e mai rău. Hai, reloading, băiatul meu. Dă-i în el, dă-i în el, dă-i în el. Hai că-l dau jos. Gat. Assist. M-au spart și pe mine, fraierii. Bă, dar chiar o dat acum mine. Ia să vedem. Killed by fraierul ăla. Bă, am două kill-uri, două dead-uri și patru assist-uri. Eu zic că, bine, n-am cel mai bun scor, sunt ca cel mai prost din echipa asta. Dar nici nu, cum să vă zic eu, nici nu sunt așa încântat de nava asta. Adică parcă aia cu care m-am jucat eu data trecută a fost mult mai ok. Asta parcă e greoaie, așa, nu știu, nu. Aia era mult mai șmecheră. Oricum, suntem peste ei, cu puțin, nu cu mult. Da, e, măgăua e mare asta.
some assistance. Ooh, hi. We've almost won, Captain. Activating primary weapons, Captain. Ia să dăm din nou pe E. Full power to maneuvering thrusters. Hai să luăm puțin în jos, așa. Eu trag în el, dar văd că nu-i prea iau viață, adică... Ia uite și ăsta, mamă, dacă dau ăștia micii mine, m-au... Da, m-au terminat. Deci nu știu cum trage asta, cum îi zice, racheta asta, adică are un stil ciudat de a trage, să zic așa, știi? Era mai mișto aia mea veche. Asta e greu, aia rău. Nu știu cum să o dau. We've linked our territory to our allies. Full power to maneuvering thrusters. Our fleet has secured control point. Ia să iau pe aici. Bă, ne ajung fraieri ăștia, nu e bine. Ne ajung și nu e bine. Perfect, am întors aici. Dă-i bine înainte. New rank 3. Ideea este că mă uit așa în jur și văd că nici colegii mei parcă nu se plice. Popa, s-a terminat și... Victorie! Simplu! Simplu, ca la bună ziua, înțelegeți voi cum stă treaba. Bă, eu v-am zis, deci noi ne-am ajutat și în trecut, am făcut și acum un episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like, yes, sunt tare curios cum am ieșit. Na, nu prea am luat eu cine știe ce scor, dar ne-am ajutat cu echiperii. Cu nava trecută am fost mult mai ok, să zic așa. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, fraților. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru mai multe episoade cu diferite joculețe. Nu uitați că o să găsiți în descrierea acestui video și linkul de la acest joc, unde chiar aș aprecia și eu enorm să-l descărcați și noi sigur ne vedem data viitoare.